Salutare copii! Astăzi vom intra în lumea minunată a lui Jake și a tărâmului de nicăieri. Vom avea parte de o grămadă de surprize. Vom trece peste câteva obstacole. Și ne vom juca cu Izzy și Cubby. Ce ziceți? Vreți să ne jucăm împreună? Eu sunt Jake, din tărâmul de nicăieri. Cred că mă cunoașteți, unii dintre voi. Sau dacă nu mă cunoașteți, vă spun din nou. Eu sunt Jake, încântat de cunoștință. Din păcate, astăzi s-a întâmplat ceva foarte grav. Prietenii mei, Izzy și Cubby, au fost capturați de capitanul Hook. Asta este grav. Dar eu știu că împreună vom reuși să îi eliberăm din ghearele capitanului Hook. Ce ziceți? Vreți să mă ajutați? Bun, perfect, perfect. Atunci, haideți să vedem ce trebuie să facem ca să ne întâlnim din nou cu Izzy și Cubby. Să luăm bărcuța și să ne pregătim de plecare. Mai întâi, va trebui să ajungem la teritoriul crocodilului. Iar crocodilul este puțin cam supărat pe noi. Singurul mod de a-l face, de a-l liniști, este să rezolvăm un puzzle. Ia uite ce am de teritoriul crocodilului. Va trebui mai întâi să rezolvăm acest puzzle. Mă ajutați, copii? Haideți să-l rezolvăm. Bun. Haideți să căutăm colțurile de puzzle. Am găsit unul, am găsit al doilea și al treilea și al patrulea. Bun. Ia uitați aici ce avem. Capul crocodilului. Uitați și limba. Și colții. Bun. Mai departe. Ia să vedem dacă găsim și restul. Să căutăm partea de sus. Da? Aha, aici. Bun. Mai departe. Ia. Așa. Ia să vedem și purta dinozaurului. Ne apropiem cu pași rapizi de rezolvarea puzzle-ului. Bun. Unde? Uite! Încă o bucată de bucată și am găsit și restul. Perfect. Coada crocodilului. Bun. Ia să vedem. E de aici, da? Așa, mai departe. O fi așa? Da. Mai avem încă două. Așa, și ultimul. Yeah! Am rezolvat puzzle-ul și am aflat harta secretă către locul unde sunt ținuți Izzy și Cubby.
Ne vom folosi de această hartă ca să ajungem la ei. Perfect, am trecut peste primul obstacol. Rezolvăm puzzle-ul cu crocodilul. Vom putea trece de teritoriul lui. Și cum avem acum și harta către Izzy și Cadi, o vom folosi să ajungem la ei, da? Să mergem, copii! Oh! Nu se poate! Pe aici nu... Oh, se pare că ceva ne împiedică să ajungem la Izzy și Cabi. Este un mare zid! Wow! Pentru a putea trece de el, va trebui să sortăm toate aceste bucăți de duplo, Lego duplo, să le sortăm pe culori. Ce ziceți, mă ajutați, copii? Perfect! Haideți, la treabă! Haideți să dărâmăm zidul. Așa. Și acum vom începe să sortăm pe culori. Galben, maro, galben, verde, verde, roșu. Ia să vedem ce culori mai avem. Portocaliu. Acum verde. Verde închis. Deci avem două sortimente de culori de verde. Ca de altfel și albastru. Avem un albastru și avem un bleu, albastru deschis. Albastru, roșu, portocaliu, roșu, bleu, verde deschis, maron, albastru, galben, verde deschis, galben, un galben puțin mai închis, portocaliu, cred că îl putem pune tot cu galben, roșu, verde deschis. Ce culoare e aceasta? Tot verde deschis. Verde închis. O, se pare că sunt trei nuanțe de verde, de fapt. Verde. 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 Blum. Verde. Oh, a căzut crocodilul. Galben. Verde. Galben. Albastru. Albastru. Galben. Galben mai închis. Portocaliu, galben, roșu, două vezi, încă un portocaliu și roșu. Yee! Am rezolvat. Ia să vedem. Acum ce culori avem aici? Maro, bleu, portocaliu, roșu, galben, verde deschis, verde închis și albastru. Perfect! Și am dărâmat și zidul, așa că acum putem să ajungem la prietenii noștri, Cabi și Izzy. Vom pune deoparte peretele și ghiciți ce
noștri. Bună, Gabi! Bună, Izzy! În sfârșit ai venit după noi, ce bine! Ce ziceți? Plecăm împreună să descoperim comoara ascunsă în peștera crocodilului. Cred că da. Bun, perfect. Haideți să mergem cu toții. Izzy, Gabi, haideți. Venim. Să mergem să descoperim ce este în comoara crocodilului. Da. Atunci haideți să mergem. Oh, am dat iar peste crocodil. Oare ce v-a mai dorit de data asta? Vă voi da comoara doar dacă mă veți ajuta să număr toate blocurile de Lego, fiecare culoare în parte. Ce ziceți? Mă ajutați? Copii, ce ziceți? Ne ajutați să numărăm toate cuburile? Perfect! Haideți să le numărăm! Să vedem! Avem aici maro. Portocaliu. Verde. Roșu. Albastru. Galben. Wow! Se pare că cele galbene sunt cele mai multe. Sau poate verzi. Oh, la fel! Bun! Haideți să numărăm, copiii. Ne ajutați? Ia să vedem, maro. Câte sunt? 1, 2. 2. Sunt două blocuri Lego. 2. Perfect. Următoarea. 1, 2, 3. Câte blocuri sunt? 3. 3. Perfect. Următoarea. Orange. Portocaliu. 1, 2, 3, 4, 5. Câte sunt? 5 blocuri Lego. Invers. 5. Perfect. Ia să vedem verde închis. La o parte, crocodilule. 1, 2, 3, 4, 5. Tot 5. Wow! 5. Mai departe, culoarea roșu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de data aceasta. 6. Haideți să vedem și albastre câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 și de data aceasta. Și acum să vedem câte verzi și câte galbene mai avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Câte avem? Deci 10! Perfect! E da? Bun! Cum sunt de aceeași mărime, înseamnă că 10 cuburi verzi sunt aici, în turnulețul verde. Ia să vedem. 10, cine știe? 1, 0. 1 alături de 0, 10.
Bravo, copii! V-ați descurcat foarte bine. Acum, crocodilul ne va lăsa să vedem ce este în comoara din peștera lui. Ce ziceți? Ne uităm să vedem ce este acolo. Ce ziceți, copii? Da? Bun, haideți să vedem. Deci ce avem în fiecare butoiaș cu surprize? Ia să vedem. Cabi, oare ce se ascunde aici în butoiul tău? Ia să vedem. Oh. Cine este? Recunoașteți personajul, copii? Zuma! Zuma din Patrula Cățelușilor! Ia, uite-l! Cabi, ți-ai găsit un nou prieten? Pe Zuma! Izzy, hai să vedem tu pe cine ai ca prieten. Oh! Vai! Vai, nu se poate, ce drăguț! Un pui drăguț! Ia, uite! Recunoașteți personajul, copii? Dacă da, scrieți în comentarii cum o cheamă pe această mică pone. Recunoașteți personajul din My Little Pony? Ce drăguță e! Bună, copii! Și acum să vedem Jake. Jake, oare ce se ascunde în butoiașul tău cu surprize? Să vedem! Wow! Nu se poate! Exact ce îmi doream. Lightning McQueen. Perfect. Bun, acum avem cu ce să ne plimbăm. Cu o mașină foarte, foarte, foarte rapidă. Bun, copii. Ce ziceți, ne vedem data viitoare? Haideți să ne vedem data viitoare și să avem parte de noi aventuri alături de prietenii noștri, Izzy și Cabi. La revedere, copii! Ne vedem data viitoare!